Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi este o nouă zi în piața cripto. Vedem Bitcoin sub 29.000 de dolari, momentan 28.800, dar prețul a fost și mai jos în această dimineață. Și am pregătit câteva știri foarte interesante din această industrie despre FTX, despre Tesla sau despre Coinbase și da, sunt și anumite știri care poate au legătură cu această corecție. Înainte să începem, nu uitați, dacă vă place acest tip de conținut, puteți apăsa butonul de like și puteți să vă abonați. Iar în descriere găsiți și canalul de Telegram, unde puteți intra pentru a găsi alte știri interesante din piața cripto. Piața cripto, dar în special Bitcoin, se află într-o corecție în această săptămână și după ce ieri am văzut că Bitcoin a avut o scădere până la 29.000 de dolari, ei bine, în această dimineață Bitcoin a continuat să scadă și a atins un preț de 28.540 de dolari cu aproximație, oferind lichidări uriașe în piața cripto și de asemenea ducând la o scădere a indicelui de frică și lăcomie din piața cripto. De exemplu, dacă ne uităm la indicele de fear and greed sau frică și lăcomie din zona de cripto, vedem că astăzi acesta a scăzut până la 52 și este în zona de neutral, este într-o zonă care nu a mai fost atinsă de mult timp, pentru că în ultima perioadă a stat pe verde, a stat în zona de greed și a fost chiar la 68 acum câteva zile. Dar odată cu această corecție, bineînțeles, a scăzut și sentimentul bullish din piața cripto și taurii nu mai sunt chiar așa de optimiști. Iar un eveniment important care era așteptat de fanii industriei cripto și care putea ajuta puțin Bitcoin în această perioadă era raportul celor de la Tesla, care a fost prezentat aseară și care putea să prezinte noi achiziții de Bitcoin pentru compania lui Elon Musk în 2023, dar din păcate, conform raportului prezentat aseară de Tesla, se pare că această companie nu a cumpărat, dar nici nu a vândut Bitcoin în Q1 din 2023, deci Tesla nu a mai cumpărat Bitcoin în acest an, chiar dacă Bitcoin a avut un preț destul de bun și la începutul anului, dar și în jurul perioadei când USDC avea acele probleme destul de mari. Iar conform raportului se pare că în continuare compania Tesla deține Bitcoin în valoare de 321 de milioane de dolari la prețul pe care Bitcoin îl are în prezent și nu au fost achiziții de Bitcoin în această perioadă. De asemenea, trebuie menționat că este al treilea trimestru consecutiv în care Tesla nu a cumpărat Bitcoin, deși piața cripto a fost în bear market în această perioadă și Bitcoin chiar a avut o scădere până la un preț de 15.500 de dolari, iar compania lui Elon Musk fie și-a pierdut interesul pentru moneda lui Satoshi Nakamoto, fie se așteaptă la o corecție și mai mare în perioada următoare și nu se grăbește să acumuleze Bitcoin în această perioadă. Mergem la următoarea știre și discutăm despre Coinbase, compania sau exchange-ul despre care am vorbit foarte des în ultima perioadă. Se pare că cei de la Coinbase au obținut licență de a opera în insulele Bermude și este o știre destul de bullish pentru acest exchange care are probleme destul de mari în Statele Unite, acolo unde știm că se războiește, dacă putem să zicem așa, cu secul american. Și cei de la Coinbase chiar riscă un proces cu instituția condusă de Gary Gensler, dar în orice caz se pare că exchange-ul american acum a obținut această licență și se gândește să lanseze un exchange de produse derivate care va fi lansat poate chiar săptămâna viitoare, intenționând să se adreseze astfel clienților de la nivel global. O altă veste interesantă pentru piața cripto vine din partea celor de la Societe Generale sau mai degrabă de la o companie subsidiară numită Societe Generale Forge. Aceasta a lansat un stablecoin care se bazează pe moneda euro și acest stablecoin este lansat pe rețeaua Ethereum, dar de asemenea trebuie menționat că acest stablecoin care are tickerul EuroCV se adresează doar investitorilor instituționali, iar pentru a utiliza acest stablecoin, cei de la Societe Generale chiar solicită o procedură de KYC, dar și o procedură împotriva spălării banilor. Mergem mai departe și vedem o declarație destul de interesantă din partea chairmanului Interactive Brokers. Interactive Brokers este o platformă prin care mulți investesc în stocks, în acțiuni, în România, dar la nivel mondial este o platformă foarte populară și chairmanul companiei este de părere că criptomonedele nu au nicio valoare, deși până și el recunoaște că a investit în aceste criptomonede. De asemenea, o declarație foarte interesantă din partea sa vorbește de faptul că consideră că piața bursieră este momentan supraevaluată și consideră că este supraevaluată cu aproximativ 20%, dar cu toate astea insistă ca investitorii să investească în această perioadă pentru că piața bursieră este într-o continuă creștere. Iar personal pot să zic că sunt de acord, adică și eu consider că piața cripto, dar și piața bursieră
sunt destul de supraevaluate în această perioadă pentru că au avut creșteri destul de mari în 2023 și asta deși se vorbește din ce în ce mai des de o recesiune, o recesiune care s-ar putea să vină undeva în Q2 sau în Q3, scuze, din 2023. De asemenea, am postat și pe grupul de Telegram astăzi că oficialii Fed se așteaptă ca acel target de o inflație de 2% să fie atins abia peste 2 ani, deci da, situația economică nu este foarte bună, chiar dacă inflația a scăzut puțin în ultimele luni, iar tocmai din acest motiv consider că prețul monedei Bitcoin în această perioadă, dar în special prețul indicelui S&P 500, nu reflectă cu adevărat situația economică globală. O altă veste bună pentru spațiul cripto, dar în special pentru Binance, pentru exchange-ul lui CZ, vine din Statele Unite, acolo unde știm că Binance a încercat să achiziționeze compania Voyager. Voyager a intrat în faliment în 2022, iar Binance USA a licitat și a vrut să cumpere asset-urile companiei Voyager pentru suma de $1 miliard. Din păcate, SEC-ul american a intervenit și în această achiziție și a încercat să oprească această variantă prin care Binance cumpăra Voyager, deși utilizatorii Voyager aveau de câștigat, adică își puteau recupera în sfârșit asset-urile blocate pe platformă, dar știm că Gary Gensler încearcă în această perioadă să intervină și să strice toate treburile din piața cripto. În orice caz, cei de la Voyager au o veste bună și se pare că pot merge mai departe cu această achiziție. Asta după ce compania Voyager are și se încheie o înțelegere cu guvernul american și acum a primit acordul pentru această achiziție, deci Binance USA va putea achiziționa în perioada următoare asset-urile companiei Voyager și ar putea să oferă o veste destul de bună pentru spațiul cripto, pentru că, da, ar scăpa industria cripto de un faliment foarte important din 2022. După cum probabil vă dați seama, această veste a fost foarte bine primită de investitorii sau de fanii proiectului Voyager. Vedem că Voyager a avut astăzi o creștere de 22% și această creștere a fost chiar mai mare, dar momentan are o mică corecție. Dar în orice caz, Voyager ocupă poziția 261 în clasamentul CoinMarketCap și a atins o capitalizare de $112 milioane, iar această creștere de 22% este destul de impresionantă, mai ales că piața cripto, dar în special Bitcoin, are o corecție în această perioadă. Iar înainte să continuăm videoul de astăzi, aș vrea să fac o scurtă mențiune platformei PrimeXBT și chiar să vă prezint o campanie foarte faină organizată de platformă în această perioadă. În caz că nu aveți încă cont pe PrimeXBT, nu uitați că veți găsi în descriere linkul meu către această platformă, care este o variantă foarte interesantă și pentru cei care nu au timp să tranzacționeze, și asta pentru că oferă o zonă de copy trading, dar și pentru traderii cu experiență, pentru că oferă în zona de margin trading acces la diferite asset-uri de la cripto, aur, forex sau chiar indici bursieri precum S&P 500. Iar în această perioadă, PrimeXBT oferă comunității canalului nostru o serie de coduri promoționale ce oferă utilizatorilor un bonus de $50 la prima depunere în zona de margin trading. Așa că dacă vreți să tranzacționați pe PrimeXBT și vreți să obțineți unul din codurile oferite de această platformă, găsiți în descriere linkul de înscriere, iar pe canalul de Telegram puteți solicita unul din codurile bonus pentru zona de margin trading. Iar o altă știre foarte bullish pentru piața cripto vine din partea celor de la FTX. Am mai discutat aici pe canal că cei de la FTX sau în special noul CEO al companiei, John J. Ray, se gândește să redeschide exchange-ul în 2023 sau cel târziu în 2024. Iar astăzi aflăm că firma de venture capital numită Tribe Capital se gândește să organizeze o rundă de finanțare, o rundă unde FTX-ul vrea să strângă $250 de milioane de la anumiți investitori care vor să sprijine această redeschidere a exchange-ului. De asemenea, cei de la Tribe Capital se pare că vor să investească $100 de milioane din propriile fonduri în această etapă, în această etapă de finanțare, și aici ar fi vorba de redeschiderea exchange-ului care cuprinde FTX USA, FTX Australia, FTX Japonia, FTX Europa și de asemenea FTX International și Ledger X. De asemenea, aceste companii ar avea în total un număr de 9 milioane de clienți care au cont pe această platformă și da, dacă s-ar redeschide acest exchange, se pare că va rămâne în continuare tot cu numele FTX. Trebuie menționat că acest anunț a dus la o creștere destul de mare pentru tokenul FTT sau FTX token. Acesta ajunge la un preț de aproximativ $1.8 până la un preț de
2,3 dolari, o creștere destul de mare și FTT a mai crescut destul de mult în ultima săptămână, iar acum din ce în ce mai mulți investitori se uită la acest token ca o investiție bună în viitor, pentru că apar aceste informații că noul CEO al companiei vrea să redeschidă exchange-ul și vrea să servească în continuare cei 9 milioane de utilizatori pe care compania îi are la nivel global. Înainte de final, sunt curios ce părere aveți voi de faptul că FTX se va redeschide în acest an și, de asemenea, ce părere aveți de faptul că Binance va achiziționa în sfârșit compania Voyager. Puteți lăsa în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!